Sâmbătă după amiază la Petroșani a fost inaugurat singurul patinoar din localitate. Panglica a fost tăiată de primarul municipiului Petroșani Tiberiu Iacobriții și de administratorul piețelor Sorin Pristavu în prezența zeci de micuți care abia au așteptat să încalțe patinele. În fiecare an și de data aceasta am deschis patinoarul de la Petroșani. E o promisiune mai veche pe care am făcut-o și îmi place să mă țin de cuvânt. Sper să fie cât mai mulți copii, chiar dacă vremea astăzi nu e foarte bună pentru a patina, dar copiii se bucură și asta este cea mai mare mulțumire. Administratorul piețelor din Petroșani, Sorin Pristavu, consideră că patinoarul va funcționa până în luna martie anului viitor, în funcție de condițiile meteorologice. În sfârșit am reușit să prindem și noi o fereastră favorabilă din punct de vedere meteorologic și am deschis acest patinoar, bineînțeles că la inaugurare care a fost făcută de domnul primar, au participat mai multe oficialități și că două ore acum sunt libere pentru copiii din Petroșani și din Vale. Începând de peste două ore vom intra cu acest patinoar la un program de 10-22 și cu o taxă de 15 lei pe oră. De cât timp aștept să se deschidă? Jumătate de oră maxim. Știi să patinezi? Da, cum să nu? Așa și așa. Nu ți-e frică că vei cădea? Nu. Cei mici s-au putut bucura de gheață două ore fără a plăti, asta pentru că primele două ore de patinaj au fost gratuite. Patinoarul ar fi trebuit să fie inaugurat săptămâna trecută joi, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza condițiilor meteo nefavorabile.